Doamne, coi. Cine e, mă, busoim ăsta? Ia, ce vrei să faci? Vrei să mi dai bani? Ce pula mea vrei să faci aia? Mă, tu cine pula mea ești, Valigu, mă? Tu vorbești cu pula asta? Deci am trei lucruri să vă zic pe repede înainte. În primul și în primul rând, ăsta este mod pe cup pe care l-am postat ieri pe canalul meu pentru membrii canalului. Dacă și voi vreți să aveți acces la absolut toate modurile mele, NB, străzi, multe alte chestii și foarte multe moduri de low, medium, mafii, ultra, cum este și ăsta, intrați pe Discordul membrilor pe care găsiți în descrierea acestui videoclip. Și ăsta este mod pe cup pe care eu l-am postat ieri pe canalul meu, îl găsiți în comentarii, în primul comentariu postat de mine. Ideea este că acum am aproape totul pe low, doar câteva lucruri pe medium și arată demențial, fără absolut niciun reshade, doar cu NB și cu câteva setări date pe medium, deci poate să atingă niște performanțe super, super, super tari, chiar dacă este pe medium. Și totodată, al doilea lucru este că în descrierea acestui videoclip găsiți Discordul serverului meu de 5M Fairplay, ce urmează să se deschidă în viitorul apropiat, deci vă sugerez să intrați într-un măr cât mai mare și totodată să vă uitați pe anunțuri, că am dat un anunț foarte important și totodată să dați și voi acolo o reacție. Și plus de asta, al treilea lucru este un subiect care se dezbate super mult pe general chat-ul Discord-ului de 5M, și acela ar fi că băgăm staff, adică că bag staff pe pile sau bă frate, ar trebui să aplici pentru staff sau bă frate, nu știu ce. Boys, ideea este că am adăugat 4-5 membri staff, care în momentul de față sunt helper, și voi gândiți-vă în felul următor. Mai am nevoie încă de 10 sau încă de triplu lor pe lângă aceste lucruri. Este foarte greu, totodată o să am nevoie și de high staff, trebuie să am și admin, pentru că noi suntem helperi, admin și management staff pe server. Ideea este fix în felul următor. Eu nu am cum să plec doar pe încrederea unor persoane care nu s-au jucat pe server, care mai mult ca sigur nu o să știe regulamentul și nici nu o să știe ce este pe server. Ei și știu, ne știm de foarte mult timp și pot avea încredere că vă vor oferi o experiență de joc super bună atunci când serverul va fi deschis. Așadar, tocmai de aceea i-am ales pe ei. De început sunt doar 4 oameni pe care i-am ales și totodată, mai mult ca sigur, unii dintre ei nu vor rămâne helper pentru că am nevoie și de admin. Eu nu am cum să îmi pun încrederea într-o persoană pe care nu o știu și să-i dau admin care are acces aproape la absolut tot ce ține de server, am ban, ban și așa mai departe, având în vedere că este prima interacțiune a lui cu serverul sau au fost câteva și nu s-a remarcat prin nimic în trecut. Nu neapărat că nu s-a remarcat, dar cel puțin pe parte de administrația serverului, să ne referim strict la treaba asta. Strict de aia le-am dat lor, pentru că știu că au ajutat extraordinar de mult serverul, au stat până în ultimul moment și sunt niște persoane capabile care, cel puțin mie, mi-au făcut sau mi-au făcut cu ochiul în ghilimele de rigoare în trecut, ok? Despre asta este vorba, trebuie să înțelegeți că am nevoie, chiar aș avea nevoie de mult mai multe persoane care să am încredere. O să aveți aceleași șanse la staff, adică pe ei nu-i punem în numărătoarea pe care de fapt vreau să o văd în slash staff activity când voi deschide serverul. Sunt strict niște persoane care vreau să văd cât de implicate sunt pe la deschidere pentru a da grade superioare și nu numai. Și voi aveți aceleași șanse, dar am nevoie și de 1-2 admini pe lângă cei 10 de care de fapt am nevoie, ok? Vă aștept într-un mărcând mai mare pentru că urmează să deschidem aplicațiile beta, etc, etc, etc. Pupi, pa! Da, brother, n-am cum să văd. Pare rău. Fă un ticket pe Discord. Păi nu, păi are, nu pot să facă, păi îi ziceam să facă, dar nu poate, că are timeout. Și când are timeout pe un server de Discord, nu poate să facă absolut nimic pe server. Da, îmi pare rău, n-am cu ce să te ajută. Spor. Păi și băiatul ăsta înseamnă că rămâne cu bara hoa degeaba. Da, păi faci ticket pe Discord. Păi da. Păi eu să ajute fondatorul, n-am cu ce să păi te ajut eu. Cum să facă dacă are timeout asta, încerc. Păi n-am ce să-i fac. Bă, dar cam putut ăsta așa și timeout de degeaba și bani degeaba, cam toate și le-a el, mă, degeaba. Nu, dar timeout am făcut și l-a luat degeaba. Timeout și l-a luat, că a scris că a făcut free chat, nu știu ce căcat. E clar că a făcut ceva el. Nu știu ce cameră. Eu am zis de ban că și l-a luat absolut degeaba. N-a făcut nimic, băiatul. Nimic. Dacă se poate, să-mi chem și mie un grad care ai să aibă acces la logurile alea inexistente. Nu am cum, poți să faci tu, chiar tu poți să faci un ticket pe Discord atunci. Să fac eu ticket cu numele lui și să-i zic ce? Să-i zici că vrei să știi cine la bana și o dovadă. Ajută-l că se lage, el are probleme, salut, sigur. A abuzat vreun. Am 500 de check point-uri de troll și am 15 ore. Și? Păi am 15 ore, mi-au dat de troll și mi-au dat... Dacă ai făcut panorame nasoale, nu e neapărat că trebuie să... Mi-au dat glons de aur de etiul ăla. Și m-au scos indicatul, mi-au dat. După 2 minute m-am jucat cu ei. Am înțeles tot, frate. Am înțeles tot. M-au scos de pe server, mi-au zis că mi-au dat KK de ăla. Am intrat iară și am avut 500 de checkpoint. Păi, ai făcut troll? Nu am făcut troll, am făcut... Și că mi-au dat CK din ăla. Păi și cine ți-a dat jail? Indicatul, cred. Indicatul. Nu, adminul care ți-a dat? Nu știu.
Dacă nu știi nici ID-ul adminului, nici nu știi ce dracu ai făcut, n-am ce să fac. Păi ți-am zis, frate, că mi-a dat glonț de aur. Da, și ți-a dat glonț de aur și ce? Ți-a dat jail sau ce? Că ți-a dat glonț? Zic, ți-a dat jail că ți-a dat. Da, m-am intrat înapoi pe server și am avut 500 de checkpoint. Nu e, mă, așa, nu are cum, e imposibil. Ba, da, mă, frate. Mă, sare că mă și ei la mișto așa, dar mă rog. Ai făcut troll, bă. Crede, mă, eu n-am făcut troll și așa în jurat server. Eu nu fac troll, fra. Hai, taite. Normal, trebuie să fim bani, bă. Am filmare, bă, am filmare. Da, mă, dar nu înțeles, lasă. Nu mai faceți tichete, o să vă dau iară pentru tichete inutile. Bă, am filmare, bă. Vă dau bani, v-am zis. Dacă mai faceți tichete, vă dau bani. Dacă mai faceți tichete, o să vă dau pentru tichete inutile. Am filmare. Dacă nu taci, dacă nu taci, îți dau bani. Am filmare. 1, 3, 9. Poate să arăt. Ți-a zis să taci. Nu se arăt filmarea. Nu, mersi. Ce-mi zic? Adminul să tac. Hai mă, hai, vino să-mi arăți filmarea. Băi, eu vreau să-ți arăt filmarea. Ok, intră pe așteptare. Da, problema. Și dacă nu ai filmarea bună, îți problema e că eu filmez de pe telefon. Da, frate, nicio problemă. Intri pe așteptare, suport și mea. A, mai da, noi de unul care e tot filmat. Ce dacă ăsta m-a atât cară? Să cu cameră. 1, 3, 9. Îmi bate joc de un admin. Poți să-ți arăt mai pe cameră pe WhatsApp, frate. Eu nu mai are Discord-ul. Uite. A, pe mate. Dă-te în pula mea, stai de aici. Îmi bag pula morții tăi, ce crezi? Îți bagi pula morții mei? Ia un pula de copilul Lenor, te iau un peniță. Ia uite și pe ăsta. S-a pișat pe Vivian. Ai văzut pișeaba și pe familia ta? Karma există. Uitându-mă așa la tine, cred că o iau pe măta. Te-o dau înapoi de pe Germania. Da, liniștit. Uitându-mă așa la tine. Uitându-mă așa la tine, cred că te bat pișeama și pe familia ta să mă piși. Ia vină, mă, băga mea și pe ăla. A, da. Da, te morți și familia ta. Ia dă-te mă jos. Și tu l-a produs. Da, aici n-ai voie. Doare cât de prost sunt unii. Aoleu. Am dat fix, dar nu contează. Spars bordul, futu-ți morți în gură să-ți fut. Lasă bordul, futu-ți morți. Tu l-a produs, tu l-a produs. Tu erai prostule. Ce că tu erai prostule. Tu l-a produs. Tu l-a produs. Haide. Dă-te o armă ceva, Veroxi. Ia dă-te jos aici. Dă-te bă jos aici. Da mă, te că mă bag cu unul. Uite-l. Ia-te-n călculul și pe ăsta-i mea. Dă-te în pula mea deja, vră, ce ești și tu și ăla. L-ai culcat? Nu, bă, l-am culcat și pe el și pe sclavul ăla. Mă rog, am dat eu fix la mașina asta în partea a doua, dar la ce troll era acolo să zicem că se poate ierta. Vezi că am venit, sunt tot aici unde am... Vino, vino mai în față. Lăchiile, drec. Vrei înapoi, tot în față. Sunt. Păi vino înapoi, mă. Unde înapoi? Ia așa, de uite, uite, mă, în față. A. Dacă-i... Ce era, îți vezi, faci teritori pe ei? Dă-i dracu de lucky. A făcut teritori pe ala. Da? Da, ăla în spate. Ia auzi, băga mea și pula de-a. Bă, tu cum mă tai în via, mă? Bă, tu cum mă tai în via, mă? Cine mă, ești prost? Stai mă, morți, ia uite bă la el. Cine morții mă, ți stă mă mort, că eu sunt la... Tu cine ești mă să stai tu rei pe aia? Băga mea ești pula morții tăi, că vă dau bani atunci, băga mea ești pula morții voi știi. Bă, arogantule care ești. 1, 3, 5, 7, stai așa că-l trag acum, 1, 3, 5, 7. Ia trage, să văd eu. Să vezi ce-l iau la pula acum, ai scot gradul 1, 3, 5, 7. Ia vezi ce zboară el. Ia fii atent la mine. Faci, ține tă roleplay. Deci 1, 3, 5, 7. Îl doare în cur. Stai așa, 1, 3, 5, 7. Add remove admin, 1, 3, 5, 7, 0, salut. Tăpătul mii, 1, 6, 5, 7, tăpătul mii, ce-a, 1, cât avea ăla, mă? 1, 3, 5, 7. Dă-i, tu ești săgeată, crezi că ai dat. Vezi, bă, clip în pula mea. Ce zici, mă? Adminule, vezi că am rămas blocat în oclip, bă, tată. Ce-ți scos tu gradul? Cine ești să-ți scos tu gradul? Ia cine spune. Ești tu să vorbești cu aruncatele? Ia gura, ia gura puțin. Ia vezi. Cred că am rămas blocat în oclip, trebuie să dau reloc. Nu ești blocat în oclip. Ia spune, mă omori așa, am pulea și vii și îmi spui să rămân mort. Ia zi-mă viața mea. Era, hai viața mea, ai fost se pare pentru, corect? Ai fost șmecher pentru câteva momente, acum o gata fiu, o să fiu șmecher toată viața, să știi. Da. Nu știu cine ești tu, ești un anonim, cine ești. N-are, no name sunt. Vezi că eu sunt avocatul lui Verox, bă, tată, vezi cu cine vorbești.
Doamne, coi. Cine e, mă, vâsoim ăsta? Ia, ce vrei să faci? Vrei să-mi dai bani? Ce pula mea vrei să faci? Mă, tu cine pula mea ești, Valigu, mă? Tu vorbești cu pula asta? Cine pula mea ești tu? Ți-a zis, du-te și fă-ți un control. Zi, mă, cine ești tu? Cine ești tu să vorbești cu pula asta? E șeful meu, e șeful la pula mea, nu șeful meu, bă, căcatule. Ai înțeles? Latră puțin, enervează-te puțin. Un 37. Nu vrei să pui șoareacă? Ia, hai, dați-mi bani, hai, vă rog, hai. Dați-mi bani. Dă-te-n pula mea de aici, de orfan ce ești. Păi, nu vezi, mă, că ești lache, mă, nu vezi că ești lache. Unde m-ai lăsat? Băga mea și pula morții tăi. Mai latră puțin. Ce latru eu? Stai așa. Aroganțule, să fii de... Injurii... Staff. A zburat. A zburat, te pup. Salut, frate, de ce mi-ai scos gradele? De ce m-ai deja, frate, Valicumu? De ce m-ai deja? Ești tu rău, să știi. Bă, stai să știi că, să știi că o să intre Veloc și poți să te lăchească, să știi. Da? Ești un... Da. Poți să-mi dai bani, mă doare în pulă oricum, spore de pe serverul ăsta, să știi. Ești tu atât de sigur? Da, Vali, de ce ești rău cu mine, zi? De ce? Nu o să ne conducă până... Iată asta, arogantul ăla, mă? Da, da. Suspect. Dar ce faci, mă, îmi dai bani săgeată proastă? De ce îmi dai bani, bă, Vali, bă, să mori, eu te urmăresc cu aia, sunt fanul tău, mă uit mereu pe YouTube. Bă, vezi că... Da, zi, mă, hai să comunicăm, zi. De ce ești, mă rog, cu mine cu aia, zi? Pe bune, ce ți-am făcut? Ești tu atât de sigur că mă lăchește pe Neverox? Nu știu, frate, dar așa se aude, ci că prin cartier, că te lăchește, nu știu. Da, mă, dar voi erați mâncați, cei mai mari mafioți. Bă, frate, mă, Vali, de ce ești, mă, așa rău, o să mor eu cu aia? 1657. Da. Așa, oh, deci, bun, reveni la întrebarea noastră, domnule. Deci, mai spuneți o dată. M-auziți, da? Da. Deci, de cine a fost pictat tabloul lui Mendeleev?